pentru nativii zodiei Leu. Cum spuneam, o perioadă norocoasă cu patru planete în casa a 11-a. Ce înseamnă casă norocoasă? Spuneam mai devreme că sunt mai devreme în sensul de altă emisiune, acum două episoade, episodul anterior, că de multe ori lucrurile în viață nu ies cum ne așteptăm. Foarte bine putem avea un succes neașteptat, o rezolvare, o mână de ajutor, o indicație, o deschidere, cum spuneam, apărută pe neașteptate. Cam așa li se poate întâmpla lor, nativilor Leu, în această perioadă. Pentru un ansamblu, în decurs de un an, câtă vreme Jupiter stă în semnul gemilor, pentru ei în casa 11, foarte bine poate fi o creștere de venituri. Acum, evident, de la caz la caz, de această creștere a veniturilor poate fi obținută printr-o creștere de salariu, apar tot felul de noutăți, solicitări pentru ei, dar și șanse, oportunități, pur și simplu, că există și acest lucru, să afle despre o poziție similară, compatibilă, potrivită pregătirilor în altă companie, în alt domeniu, în altă organizație, care să fie bine plătită. Și acesta este evident un câștig important. Cu atât mai mult cu cât Marte, de curând, din duminică nouă, intră în casa a 10-a. Casa a 10-a, evident, are legătură cu cariera, cu relația, cu șefii, cu angajatorii. Și atunci, pentru că așa se întâmplă de multe ori în viață, un eveniment, un incident, ceva neplăcut, ceva care deranjează, poate fi bomboana de pe colivă sau poate fi argumentul pentru o schimbare. Deci, din acest punct de vedere, da, ei, nativii Leu, sunt dornici să facă o schimbare sau am putea spune că sunt cumva stimulați de voie, de nevoie să facă o schimbare care are toate șansele să fie benefică din punct de vedere al câștigurilor lor. Discuții, întâlniri, vorbe, aranjamente bune pentru ei chiar de la începutul săptămânii. Sigur, poate că nu se întâmplă acum schimbarea, dar este important ce află, ce discută, ce li se promite, cum văd ei viitorul, ce se estimează că se întâmplă pe viitor și atunci foarte posibil ca ei, nativii Leu, să stea pe gânduri și să spună voi da, bineînțeles, un răspuns, iar acest răspuns să fie, cum spuneam, cumva legat de schimbare. Oricum, una peste alta, zile bune din punct de vedere al câștigurilor pentru ei, cam toată săptămâna, luni, marți, miercuri, joi, evident, pentru cei a căror activitate presupune, bineînțeles, vânzări, servicii prestate, posibilitatea de a obține bani. Spuneam mai devreme despre capitolul noroc. Sigur, aici foarte bine poate să însemne și noroc la loto. Să spunem, oricum, ideea nu este să risipim o avere pe bilete, dar important este să jucăm, pentru că nu se știe de un puțin. Nu se știe niciodată de unde vine norocul. Iar la ei, în această perioadă, da, accentul se pune pe noroc.